Evanghelia după Matei, capitolul 28, voi citi de la versetul 19 la 20, pagina biblică 961. Evanghelia după Matei, capitolul 28, citesc de la versetul 19 la 20, pagina biblică 961. Am mai citit odată textul acesta cu altă ocazie, dar este potrivit pentru subiectul pe care îl vom aborda în această dimineață. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată, că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Vă rog să vă Vreau să te întreb în dimineața aceasta dacă ai nași. Dacă ai naș, ești naș la cineva. Noi când eram mici mergeam cu trenul și ziceam, ăla e nașul care îi plătim o înghețată, un suc și ne lasă să călătorim fără bilet. Știți cum a apărut instituția nașului sau cum a apărut conceptul de naș în Biserica Primară? Prima dată se menționează în istoria bisericească că a apărut ceea ce noi numim astăzi nașul, în 235. Și am privit istoricește vorbind să văd care era semnificația nașului. Acum nașul e prietenul de chermeză, de petrecere, ieși cu el cu în stânga, te simți bine, te distrești mai departe. Ce era de fapt omul acesta care îi se spunea naș în perioada respectivă a bisericii post -apostolice? Era cel om care îl aducea pe un altul la Hristos. La un moment dat se botezase oamenii imediat și pentru că se botezase imediat, se botezau și oameni care nu aveau treabă cu spiritualitatea. Și a apărut o criză în biserica primară, post-apostolică, pentru că erau botezați unii care nu știau ce înseamnă rugăciune, nu știau ce înseamnă scriptură, nu știau ce înseamnă pocăință. Și bisericile au început să fie pline de astfel de oameni nenăscuți din nou. Și atunci episcopii vremii, păstorii vremii au intrat într-o oarecare fierbere. Ce să facem cu oamenii aceștia? Pentru că vin în biserică, sunt nenăscuți din nou și oamenii aceștia nu înțeleg ce e cu adevărat important pentru Dumnezeu și pentru mântuire. Și ca nu cumva să se mai ajungă în situația doar de a scălda pe cineva, oamenii vremii, Augustin, Atanasie cel Mare și ceilalți mari teologi ai vremii au zis fiecare om care vine la Domnul să aibă un naș. Da? Ce era nașul? E diferit de ce astăzi. E cineva care îți vorbește ție despre Domnul. Te aduce la Hristos, te aduce în biserică. Este cineva care atunci când tu faci botezul în apă la o vârstă matură, istoricește vorbind, își asumă faptul că va sta lângă tine și te va încuraja să te rogi, te va încuraja să citești scripturile, te va încuraja să vii la biserică, te va ține la curent cu tot ce înseamnă spiritualitate. Cu alte cuvinte, va fi duhovnicul tău, va fi mentorul tău spiritual. Se va ocupa de creșterea ta spirituală. Omul acesta aș lua angajamentul înaintea conducerii bisericii din diferite orașe, că va face tot ce va ține de el, ca cel care astăzi face botezul, să nu se piardă după ce face botezul sau să se piardă, știu, în biserică sau în lume, ci omul acesta să se țină de Domnul, să-și păstreze mântuirea, să-și dezvolte relația cu Dumnezeu și să ajungă la maturitate spirituală. Era cu alte cuvinte garantul pocăinței celuilalt, îl garanta că se ține de biserică și are el grijă să nu se lase pătânjală spirituală și în același timp era un om mai învasat în credință care căuta să-l mentoreze. Să-i spună, uite cum trebuie să te rogi, uite cum trebuie să te raportezi la biserică, cum trebuie să te raportezi la familie, un om care te învăța cum să-i fii plăcut lui Dumnezeu. Eu vreau să te întreb în această dimineață, când stai în prezența lui Dumnezeu, dacă tu ai pe cineva în viața ta la care te raportezi. Noi trăim într-o vreme caracterizată de relativism. Totul este relativ. Astăzi parcă nu mai sunt absolute. O altă problemă este că nimeni nu mai vrea să aibă autoritate în viața lui. De exemplu, soția nu mai vrea să-și respecte bărbatul ca autoritate și de aici apar multe crize în viața de familie. Pruncii nu mai ascultă de mamă și de tată, îi sfidează autoritate și de aici apar foarte multe crize. La locul de muncă, angajatul nu mai face ceea ce spune șeful sau patronul și apar nenumărate crize. Astăzi este o revoltă față de autoritate. Brunce la școală se revoltă față de autoritatea profesorilor, dar fără autoritate nimic nu funcționează. În momentul în care fiecare face ce-i taie capul, lucrurile se destructurează. Oricine citește istorie și este un om cu o înțelegere profundă și matură a realității existențiale, înțelege acest fapt. Fără coeziune nimic nu propășește, familia se duce în cap. O biserică se duce în cap, o societate se distruge. Cum a căzut mărețul Imperiu Roman? Nu a existat în istoria omenirii un imperiu mai măreț, mai civilizat, mai puternic, mai bine organizat decât Imperiul Roman. În momentul în care au început răscoalele, în momentul în care au început luptele de partide de pe acolo, totul s-a dus pe apa sâmbetit, totul s-a ruinat. Pentru că atunci când nu există coeziune, nu există unitate, lucrurile nu pot să propășească. Întrebarea este, tu accepti autoritatea în viața de familie? Poți să accepti în această dimineață o autoritate spirituală în viața ta? Lucrul acesta ne este greu fiecare dintre noi, pentru că noi suntem învățați într-o societate contemporană să punem totul sub semnul întrebării și să facem doar ce ne pică nouă bine. Ai pe cineva în viața ta care este gata să spună atunci când, de exemplu, greșești și să nu te superi pe el când îți spune? Ai pe cineva, de exemplu, în viața ta care este gata să te cheme la rugăciune și să nu te superi pe el când te cheamă la rugăciune? Ai pe cineva în viața ta care este gata să te îndemne, uite, hai să citim Biblia și lucrul acesta să te ajute spiritual? Ai pe cineva care te ajută din punct de vedere spiritual? Dar nu așa declarativ, toți ne ajutăm unii pe ceilalți. Nu. Este cineva în viața ta care chiar te ajută spiritual? Încă un lucru foarte important. Tu, la rândul tău, ajuți pe cineva spiritual? Una dintre cele mai mari probleme ale Bisericii Contemporane este faptul că a transferat tot ce înseamnă formă de slujire în dreptul celor care sunt socotiți profesioniști. Ăștia trebuie să facă, iar noi ceilalți suntem simpli spectatori. Și atunci ajunge în situația în care doi, trei vestesc Evanghelia și ceilalți nu fac nimic. Și asta nu este bine. Spuneam cu altă ocazie că biserica în 300 de ani a propășit extraordinar de mult, de la 120 de oameni la peste 25 de milioane, pentru că oamenii din vremea respectivă au înțeles că fiecare este chemat să-i slujească lui Dumnezeu, să facă ucenici. Spunea Wesley, marele teolog și predicator englez, că dacă noi vrem să ne împlinim menirea de a fi sarea pământului și lumina lumii, nu putem să facem lucrul acesta doar convertind oameni, ci putem să facem lucrul acesta ucenicizându-i. Ce înseamnă de fapt ucenicizare? Și mesajul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă în această dimineață, când discutăm această valoare a Bisericii noastre, ucenicia, mesajul se intitulează Ce este ucenicia până la urmă? Ce este ucenicia până la urmă? Și în această dimineață vreau să fac trei afirmații cu privire la ce este ucenicia până la urmă, bazat pe textul pe care l-am citit și pe alte texte aferente. Primul lucru care este sau presupune conceptul de ucenic este un angajament față de Dumnezeu exprimat în apa botezului. Primul lucru pe care îl presupune învățătura despre ucenicie, adică să fii ucenicul lui Hristos în biserica lui Hristos, este un angajament față de Dumnezeu exprimat în apa botezului. Vă rog să remarcați ce spune Hristos, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, cum faci ucenicii botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Cu alte cuvinte, ucenicii Nicul se face prin botez, omul își asumă credința în Hristos exprimată în apa botezului. Acum, în toată Scriptura Noului Testament nu găsim nici măcar un text a unui om care să creadă și să nu facă botezul. S-au întâmplat situații în care cineva s-a pripit și n-a crezut și a făcut botezul, dar niciodată în tot Noul Testament nu găsim un om care să creadă și să nu facă botezul. Pentru că întotdeauna în gândirea scripturală, Credința în Hristos este imediat exprimată în apa botezului. Odată cu trecerea timpului, pentru că s-au botezat mulți care nu știau ce fac. S-a făcut această prăpastie mare între a asculta a crede și a primi botezul. Și astfel, botezul a fost devalorificat pentru foarte mulți oameni. Domnule, nu e chiar atât de important. Credința din inimă e. Uh, discutam cu cineva odată și spuneam, e foarte important să faci botezul. Botezul în apă este foarte important pentru mântuire, pentru că biblic. Cine crede și se botează, va fi mântuit. E linia scripturii. Nu e ceva de genul, ce, eu cred în inima mea și îmi păstrez credința, e o chestiune privată. De exemplu, societatea contemporană face vorbire despre faptul că este ok religia, dar este o chestiune privată. Pentru un creștin practicant, creștinismul lui nu este o chestiune privată, este o chestiune fundamentală, este totul pentru el. De fapt, își gestionează viața în funcție de credința lui. Și nu se poate să ai credință și să nu te botezi. Iubiții mei, nu există ceva de genul, eu cred, dar nu mă botez. Pentru că în Scripturi, cine crede, se botează. Faceți ucenici botezându-i. Cu alte cuvinte, nu poți fi ucenic al lui Hristos potrivit acestui text, dacă nu primești botezul. Dar ce înseamnă botezul? De ce este atât de important? Botezul este un angajament față de Isus Hristos. Doamne, ai murit pentru păcatele mele, ai înviat pentru mine, vrei să-mi dai cerul și raiul. Și de azi înainte eu intru, Doamne, în ucenicia ta, în ascultare de tine. Vreau toată viața mea să fiu omul acela care să trăiesc pentru tine și împărăția ta. Vreau să te caut pe tine și împărăția ta mai presus de toate lucrurile, mai presus de bani, mai presus de casă, de mașină, de confort, mai presus de toate lucrurile. Vreau să te pun pe tine în centrul vieții mele. Asta este promisiunea din apa botezului, Angaj jămmentul de credincioșie față de Dumnezeu. Cine crede este un om care face pasul mai departe și primește această credință și o exprimă în apa botezului. Ca să mă argumentez cu un context din Scriptură, Fapte capitolul 16, Pavel este în temnița din Filipii, cântă cântări de slavă la adresa lui Dumnezeu, Domnul Hristos face un cutremur și dintr-o dată se deschid ușile temniței. Temnicerul care îl chinuise până în momentul acela, îl torturase pe Pavel, are impresia că a fugit, a dezertat Pavel și ceilalți și după legea romană era executat, chiar anchetat, persecutat și uh, torturat. Ca să n -aibă parte de aceste lucruri, scoate sabia să se omoare. Și Pavel spune să nu-ți faci nimic, toți suntem aici. Cade la genunchi și la picioarele lui Pavel și spune către Pavel și sila la domnilor, ce să facem ca să fim mântuiți? sau ca să fiu mântuit. Și Pavel îi spune, crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit tu și toată casa ta. Și apoi spune că i-a scos din temniță, i-a dus în casa lui, casa temnicerului era în cadrul închisorii, că stătea el cu familia lui și i-a vestit cuvântul, pe baza cuvântului el a primit botezul. Și spune, conclude din nou Luca în fapte, s-a bucurat că a crezut cu toată casa lui. De ce? Pentru că în gândirea Noului Testament nu există a crede și a nu te boteza. Credința adevărată se exprimă în apa botezului. De acum vine următoarea întrebare, bun, bun, dar la ce vârstă trebuie să mă botez? Vreau să fac următoarea precizare. Primul botez a unui copil apare edificat istoricește vorbim prin anul 325 în Africa. Până în momentul respectiv și apoi conciliul de la Cartagena vreo 200 de ani mai târziu, nu se botezau copiii mici. A fost o problemă în biserica primară și în biserica post-apostolică ce se întâmplă cu pruncii care nu sunt botezați, nu sunt creștini, nu sunt tăiați în prejur și mor. Mureau foarte mult copii în vremea respectivă și atunci cu bună credință păstorii vremii au căutat o soluție. Însă nu are bază biblică. Botezul este un angajament personal față de Isus Hristos. Eu trebuie să iau angajamentul acesta la o vârstă matură, conștient fiind de ceea ce decid. Pentru că nu poate decide pentru mine nici tata, nici mama, chiar dacă îi ajută în credință, nici ceilalți singurul care mă poate ajuta pe mine să cred este Hristos, este Duhul Sfânt, dar eu trebuie să-mi asum acest lucru. Nu pot să fii ucenic al lui Hristos, potrivit Noului Testament, dacă n-ai avut mai întâi un angajament față de Dumnezeu în apa botezului. Angajamentul acesta este extrem de important. Credința adevărată se exprimă în apa botezului. Acum, ce se întâmplă când pășești în apa botezului și spui, Doamne, de azi înainte, tot restul vieții vreau să te slujesc pe Tine. Din momentul acela, viața ta și viața mea îi aparțin lui Hristos. Augustin, probabil cel mai mare orator al vremii lui, el cu Ambroze de Milano, episcopul de la Milano, cel mai mare sau unul dintre cei mai mari teologi și filozofi din toate timpurile, omul acesta într-o zi se întâlnește cu Isus Hristos. Mișcat de cuvântul lui Dumnezeu rostit de Ambrozie și apoi citind textele Sfinte se întâlnește cu Isus. Și omul acesta, până să se încreștinească, până să devină creștin și să fie botezat de Ambrozie, omul acesta a dus o viață foarte uh, compromisă din punct de vedere moral. Era un om cu niște slăbiciuni morale ieșite din comun. Și la un moment dat se duce el pe stradă prin Milano, primise botezul în apă, la o vârstă matură, bun înțeles, la 30 de ani se botează Augustin, măcar că maica a este, Monica este o femeie credincioasă, apropo Ioan Gură de Aur se botează la 18 ani, măcar că maica sa Antusa este o femeie credincioasă, Vasile cel Mare, Grigore de Niza, Grigore de Nazian, toți unii dintre cu părinții preoți, pastori, se botează la o vârstă matură, 18-20, 30 de ani, Ieronim, 24 de ani, cel care traduce Biblia în limba latină. Și la un moment dat, Augustin, după ce se încreștinează, se duce pe străzile Milanului. Și în timp ce se duce pe străzile Milanului, o femeie, o prostituată, începe să-l strige pe nume. Era o cunoștință, trăise cu ea de multe ori, și începe să strige pe nume. Augustine, Augustin. Augustin se face că n-au de nimic, se duce mai departe pe stradă. Femeia contrariată aleargă după el, la pucă de braț și îi spune, Augustine, nu mă mai cunoști? Ce s-a întâmplat? La care spune Augustin, Augustin cel vechi a murit. De acum trăiești un alt Augustin. Un Augustin care aparține lui Dumnezeu. Asta înseamnă, de fapt, botezul în apă. Un om care zice, mi-am îngropat cu Hristos viața veche, care nu este plăcută lui Dumnezeu și mă ridic la o viață nouă trăită pentru Dumnezeu și pentru gloria Lui. Ce este ucenicia? Până la urmă, în primul rând, este un angajament total, aș putea să spun, față de Isus în apa botezului. Doamne, vreau tot restul vieții mele să te iubesc. Vreau tot restul vieții mele să te slujesc, să trăiesc pentru tine și împărăția ta. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. În al doilea rând, ce este ucenicia până la urmă? Este învățarea poruncilor lui Isus, poruncilor lui Hristos în situațiile concrete ale vieții. Ucenicia este învățarea poruncilor lui Isus Hristos în situațiile concrete ale vieții. Zice, duceți-vă, faceți ucenici din toate neamurile prin botez, da? predicându-le Evanghelia și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit ce mi se pare mi foarte interesant este că Isus Hristos învață diferit, exact tipic rabinic, de greci de exemplu și de romani. Înainte de Hristos, este renumita școală a lui Platon, Academia lui Platon, celebră care este de fapt baza tuturor sistemelor de învățământ de mai târziu. Platon, care trăiește înainte de Hristos, înființează la Atena, într-o grădină, înființează renumita lui Academie. Și acolo discuta Platon cu anumiți tineri, cu anumiți oameni mai deștepți ai vremii, discutau despre filozofie, discutau despre astronomie, discutau despre matematică. Și Academia era într-o grădină, la aer curat, mă zlim pe acolo, frumos, dar era într-o Era undeva, cum se face astăzi la școală, că de acolo s-au inspirat. Asta e sala de clasă, venim aici și discutăm chestiuni uh, teoretice, importante de cultură. Și asta este baza pe care o pune Platon cu renumita lui Academie de la Atena. Unde discută chestiuni foarte frumoase, dar mai mult teoretice în general. Hristos vine în contrapartidă, tipic rabinic, și anume, Hristos și vestește Evanghelia, nu rămânând undeva la templu din Ierusalim, nu rămânând undeva, să zicem, doar în grădina cu măslini, ci Hristos vestește Evanghelia, mergând din loc în loc prin tot ținutul lui Israel, văzându-l, de exemplu, pe un om pe câmp care își aruncă sămânța și pornind de la această realitate a omului care se preocupa de cum o să facă treabă, cum o să -i meargă bine agricultura, pornește de acest subiect și îi explică anumite lucruri, ducând lucrurile pământești la lucruri spirituale. Și face această asociere dintre lucruri pământești, cum îți arunci tu ca semănător sămânța, uite așa vine Dumnezeu și vestește cuvântul Evangheliei care te mântuiește. Se duce pe mare și vede pe toi trei pescari pe acolo că pescuiesc, mai prin, mai nu prin și Hristos vorbește pornind de la această realitate, îi duce la realități spirituale. Vede pe doi soți, sunt pe stradă, să ceartă unul cu celălalt, nu se înțeleg bine, ridică tonul la celălalt și Hristos pornește de la această realitate și spune cum să te înțelegi cu soțul sau soția. Doi frați care au o problemă, domnule, nu ne-o dat tata testament clar. Cum ne împărțim averea că avem multe de împărțit? Și Hristos pornește de la această realitate și duce lucrurile la niște chestiuni spirituale. Întotdeauna metoda lui Hristos a fost să se ocupe de lucrurile practice ale vieții, de lucrurile cotidiene, ce te interesează pe tine. Și interesant, Hristos face lucrarea aceasta de ucenicie, de a învăța pe oameni cuvântul lui Dumnezeu, pe de o parte strângându-și în jurul lui 12 ucenici. Foarte interesant lucru acesta. Și apoi vestindu-le oamenilor în general cuvântul lui Dumnezeu. S-a constatat faptul că de fiecare dată dacă, de exemplu, ai un nucleu de oameni foarte bine închegat în jurul tău, poți să faci lucruri mult mai puterice decât cu o armată care e dezorganizată. Este cunoscută afirmația lui Napoleon Bonaparte care spunea în felul următor. Dacă ar fi să aleg între o armată condusă de un leu cu soldați numite OI sau o armată care are un general, armata aceasta condusă de oaie și să aibă lei în armată, eu zicea aș prefera să mă lupt cu lei, dacă conduci de oaie sper că sunt dezorganizați. Pentru că e foarte important de aceasta de a fi uniți. Și atunci Hristos înțelege lucrul acesta. Am nevoie de un nucleu dur, domnule. Eu să mă duc în glorie. Vă aduceți aminte, 70 au avut pe lângă ei 12, care când au zis Hristos ceva mai radical, domnule, e zis, gata, de azi înainte noi nu mai venim cu tine. Și atunci, domnule, înțeles, domnule, e nevoie de un nucleu mai dur pe care să i apropiu de mine, să-i duc cu mine peste tot, să le vestesc cuvântul, să mă rog cu ei, să-i pentru că eu mă duc și ceea ce eu fac sau ceea ce eu îmi, îmi, îmi propun să fac, voi face prin ei. De aceea spunea Hristos, când mă voi duce în glorie în ceruri, cei care credeți în mine veți face lucruri mai puternice decât mine. Vreau să vă pun o întrebare. Aveți în tot Noul Testament o situație în care Hristos să treacă pe stradă și umbra lui Hristos să aducă vindecare? Ai văzut vreun astfel de caz în Noul Testament, în Evanghelie? Nicăieri. Nicăieri Iisus nu trece prin Ierusalim, prin Erihon, prin altă parte Samaria și umbra lui Hristos aducă vindecare. Însă, Biblia în fapte ne vorbește despre doi oameni, despre Petru și Pavel, care atunci când treceau pe stradă, umbra lor aducea vindecare. De deci, ce? Pentru că cine crede în Hristos, cine este ucenicul lui Hristos, spune Domnul, va face lucrări chiar mai mari decât le face Hristos însuși. Și Hristos își alege un grup de 12 pe care îi pregătește timp de 3 ani de zile și dacă suntem obiectivi, prin acești 12, Hristos a schimbat fața lumii. Noi ne-am propus acela învierea să avem grupuri mici, în care fiecare dintre noi să putem să discutăm deschis în care să putem să venim cu întrebările noastre, să putem veni cu propunerile noastre, să putem să venim cu situațiile noastre speciale, să învățăm cuvântul Domnului, să ne rugăm unii pentru ceilalți, Încercăm să ne rugăm și în biserică nu, pentru ceilalți. Dar participăm la un grup mic. Poți să înveți mai bine cuvântul lui Dumnezeu, poți să pui anumite întrebări, să primești călăuzire, să primești anumită îndrumare. De aceea te încurajez să participi la grupurile mici. De asemenea, foarte important, te încurajez să vii la studiile biblice, să învățăm cuvântul lui Dumnezeu în situațiile concrete ale vieții. Dacă ai o situație specială în care ai nevoie de intervenția lui Dumnezeu, domne, nu știi cum să rezolvi o problemă. Nu-ți fie greu și pune o întrebare. Fie liderului de grup mic, fie mie, fie fraților slujitori și suntem gata să te ajutăm. Spune cartea 1 Corinteni ceva foarte interesant. Modul de lucru al lui Dumnezeu în biserică. În capitolul 1, Pavel spune, printre altele, scriindu fraților de la Corint, unde erau mari meciuri, spune felul următor, că ce-am aflat despre voi de la aicloiei. Adică Pavel cercetează situația bisericii de la Corint, vede faptul că sunt anumite dispute între ei, vede faptul că nu este unitate, vede faptul că unii iau darurile Duhului ca pe niște chestii private de a se afirma pe ei înșiși. Și Pavel vine și spune, fraților, am aflat despre voi de la Ecloi. Adică Pavel cercetează biserica și vine ca răspuns la problema bisericii cu anumite soluții din partea lui Dumnezeu. În același timp, în capitolul 7, este o problemă. Domnule, avem niște fete, zic ei, care ar fi pe punctul de a se mărita în vremea respect tații își măritau fetele, nu părea, era ceva de nu vreau să mă mărit și mă mărit. Nu, nu te puteai mărita fără acceptul tatălui. Tată făcea înțelegerea cu mirele și zice Pavel, auzi, cu privire la fetele fecioare despre care mi-a scris problema aceasta, ce faceți voi cu fetele voastre? Uite, am primit de la Domnul lucrul acesta, adică nu le-am primit neapărat printr-un mesaj predicat de Isus sau știu eu, printr-o descoperire, dar zice ca unul care am Duhul lui Dumnezeu, am primit această clăuzire și te vă spun vouă. Cu alte cuvinte, Pavel cunoaște realitatea din Biserica, din Corin și vine cu răspuns la problema Bisericii, și în același timp, frații de la Corin, când au anumite probleme, îl întreabă pe Pavel Pavele cum să rezolvăm problema aceasta. Ca noi să înțelegem că învățarea care duce la ucenicie este o învățare practică în situațiile concrete. Nu se poate despărți, de exemplu, învățătura de practică. Astăzi, mai mult ca oricând, biserica riscă să degenereze într-o biserică care nu mai știe ce crede. Cred și asta, cred și cealaltă. Dacă vă uitați numai, de exemplu, pe social media, o să vedeți creștini care publică tot felul de chestii de la oameni care nu au nicio treabă cu Domnul. Și zic niște chestiuni care par în prima instanță așa foarte interesante, dar dacă ar citi două, trei rânduri mai încolo, ar vedea că nu prea fac casă bună cu ce spune creștinismul. Adică, de exemplu, e ceva foarte interesant, vreau să dau un citat frumos pe pagina mea de socializare. Sau l-am văzut pe unul copostat, da? Dau să văd niște citate frumoase, ăsta mi se pare că e ok. Sau îl văd la unul. Și omul respectiv, domne, următoarele afirmații zice ceva cât e crucești, rămâi fără cuvinte. Și atunci tu zici, bă, eu nu știu pe cine recomand, eu nu știu pe cine zic, postez pe pagina mea. Și omul respectiv, ceea ce zice, după aceea zice totalmente împotriva Domnului, împotriva lucrării, împotriva bisericii, împotriva mântuirii. Și lucrul acesta arată faptul că astăzi creștinii, mai mult ca oricând, au parte de un sincretism ideologic fantastic. Oamenii astăzi nu mai știu cine este Hristos, ce-a făcut Hristos, cine este Duhul Sfânt, ce este biserica, care este menirea bisericii, ce este familia. Oamenii astăzi au o problemă foarte mare din punct de vedere doctrinal. Dacă altă dată se accentua foarte mult doctrina învățătura, astăzi oamenii, mă, am crede în Dumnezeu fără nicio linie. Și atunci știi cum e? Cum citești o chestie se duce dincolo, cum citești o chestie se duce dincolo, un om cum îl bate vântul. În viață e foarte important să fii stabil. În viață e foarte important să ai o linie clară în viață. Întotdeauna te pui sub semnul întrebării, dar valorile tale să le ții dacă le ai bazate pe Scriptură. Și foarte important să înțelegem că Isus Hristos ne aduce învățături practice la problemele noastre. Nu doar că ne informează, da? Isus Hristos ne răspunde la problemele noastre. Eu te încurajez să participi la grupurile mici, te încurajez să vii marți la rugăciune și Biblie. Te încurajez să vii duminică de duminică la adunare, ascultați-mă. Întotdeauna venitul la adunare te face mai aproape de Domnul. Aici e prezent Domnul. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa lui Dumnezeu. Da? Iată ce plăcut și ce dulce este să lucrească frații împreună. Este ca roa Hermonului care se coboară pe munții Sionului, căci aici dă Domnul viața, binecuvântarea pentru veșnicie. Nicăieri nu este mai bine decât în casa lui Dumnezeu. Zice Scriptura în faptele apostolilor căștia care s-au întors la Domnul în ziua cinzecimii, în fiecare zi erau nelipsiți de la templu, stăreau în rugăciune. Didahilile, una dintre cea mai importantă carte după Scripturi, cea mai mare autoritate în biserica apostolică după autoritatea apostolilor, spune în felul următor, caută în fiecare zi să vezi fețele fraților, caută în fiecare zi să te rogi cu biserica, caută în fiecare zi să-l să cauți pe fratele tău, sora ta. Să ne ajute bunul Dumnezeu, să fim oamenii aceia care să învățăm cuvântul lui Dumnezeu, să ne sfătuim unii pe ceilalți. Domne, am o problemă, cum să rezolv problema aceasta? De aceea avem grupurile mici, să poți pune mai ușor întrebările, să primești răspuns la întrebările tale. De aceea stăm la dispoziție, dacă ai anumite nelămuriri, să învățăm împreună cuvântul lui Dumnezeu. Și scopul acestor învățături nu este să ne informeze. Țin minte că odată era la început de slujire, am mers câțiva colegi de la Institut să predicăm. În vremea respectivă, ca să poți să. Nu no, aveai ce să faci weekendul la institut, mergeam prin toată țara. Ne mai primeau frații în stânga, în dreapta, câte 2, 3, 4, 5 studenți și ne-am dus odată și no, eram noi în anul întâi, am început să facem ebraică și greacă și apoi, dacă faci o leacă de greacă, după două săptămâni, chiar crezi că știi foarte bine greacă. Eu eram convins eu și colegii mei că suntem specialiști în greacă după jumătate de semestru sau un semestru. Și am început să spunem textul acesta, cuvântul acesta, niște concepte foarte faine. La care vine după aia un frate mai în vârstă, că suntem la slujba, mă băieți, foarte bine ați vorbit, aproape nimeni nu v-am înțeles. Dar zice, n-ar fi rău, zice, să ne mai zice și de promeniție, eu cu baba mea nu mă înțeleg, zice. Spune-mă, frate, zice, că eu am venit certa că la adunare, cum să mă înțeleg cu baba mea? Lasă-mă, am cu moise și cu ce-o zis el acolo. Cum aplici toată asta la viața mea? Zice, uite, că eu mă duc și mă certear cu baba. Ne-am uitat asta. așa, domne, ce lipsă de, de otonologie cum te abordează, domnule. Și au trecut ani și m am dat seama că oamenii au nevoie de Se duc acasă, nu se înțeleg cu universele, Cum să rezolvăm problema aceasta? Au probleme cu angajații, au probleme cu un șef, au probleme cu un vecin, au criză. Cum rezolv problema respectivă? Știți ce mi se pare foarte interesant? Hristos abordează lucrurile, cum se spune în popor, pornind de la firul ierbii. Mă, care e problema ta? Asta a fost și abordarea lui Pavel. Nu a fost ceva de genul, auzi, eu stau așa frumos, mă rog, și apoi ce îmi dă Domnul, vă transmit așa. Nu întotdeauna a fost așa. Și Pavel pornește de la problemele din biserică și încearcă să le rezolve. Pavel pornește de la întrebările lor, frământările lor. De aceea biserica există și noi existăm ca și slujitori ca să fim de folos și toți împreună să învățăm poruncile lui Hristos pornind de la situațiile concrete ale vieții. Vă rog, rețineți să învățați să păzească tot ce v-am poruncit. Asta este marea deosebire dintre sistemul rabinic de a învăța pe oameni, pe copii, și sistemul grecesc care s-a impus în societatea contemporană. Eu mă, mă, mai duc așa prin Anglia să predic Evanghelia și o biserică pe care o vizitez este într-un cartier de evrei. Și găsești în fiecare zi de sabat tata cu toți feciorii măr frumoși încolonați, la fiecare slujbe măr la sinagogă. Și la un moment dat un frate care lucrează cu ei îmi povestește, zice, mă frate Dan, zice, ăștia, zice, și au prunci cu ei de la nu știu câți ani de zile. La șapte, opt ani de zile ăsta merge cu taică-su, evreul merge cu taică să vadă cum se facă business. Cum să facă case, cum să le vândă, cum să facă cu banii, cu valuta, cum să rezolve sistemul bancar. La șapte, 8 ani, bă, la 10 ani, la 14 ani, deja expert. Noi, bă, să nu se bage. A, ce să bage? Cât de frumos ar fi să zici, mă pruncul cum e darul lui Dumnezeu pentru mine. Îl duc cu mine peste tot. Da, bă, 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 frate, mă incomodează că nu stă cu minte, că îmi pune întrebări. Lasă să învețe, domnule. Vorba aceea, mă -mi vine în minte o întâmplare, zice că la un moment dat erau la masă soțul și soția și pruncul întreabă. Și da, no, tată, cum e cu aia? Și el ce, nu știu. Dar cu cealaltă? Nu știu. Dar cu cealaltă? Nu știu. La care soția disperată zice, Las tata, și lasă-l pe tată că e obosit și e supărat. La care zice, lasă-l, dragă, să întrebe, cum vrei să învețe? <rătri> uh, bun, îl duci cu tine pe prung, te mai întrerupe. Când ți... Dar ascultați-mă, dacă noi am fi atât de înțelepți, noi avem multe de învățat de la evrei, ascultați-mă, nu degeaba spre pe care Domnul a ales, că prin ei a venit Hristos. Ăștia își duc prunce cu ei păstă tot. du cu tine păstă tot. Du-l cu tine la o întâlnire, du cu tine, să-ți facă plăcere să-l ai cu tine. Mă, așa crește. Facem, nu știu, măturăm, măturăm pe la adunare. Să vină și la ce să măture, domnule. Nu știu, veni marți la adunare. Cu noi la adunare, frumos. Te duci undeva, du-l cu tine păstă tot. Te duci la un fotbal, du-l cu tine la fotbal, domnule. Merg cu, nu știu unde, ia fata cu tine, că e frumos să fim împreună. Adică, prunce, noi nu ar trebui să ne placă cel mai mult, ascultați-mă. Cel mai mult trebuie să-ți placă cu familia ta și apoi cu biserica lui Dumnezeu. Asta e normalitatea. Dacă nu-ți place la tine acasă, atunci ai că Domnul. Dar zice lute, ceva foarte interesant. Nu e să mă gândesc să vă spun, dar -o vine. De la Domnul vine, 100%. Zice așa, nevestelor, purtați-vă cu bărbații voștri în așa fel încât să le pară rău când plecați de acasă. Și voi, bărbaților, purtați-vă în așa fel încât ele să se bucure când vă întoarceți voi acasă și dacă noi ne purtăm așa lucrurile sunt rezolvate. Iați copilul cu tine, învață-l cuvântul lui Dumnezeu, explică-i, a i aminte de minunile Domnului. Și în felul acesta dacă îi creștem în prezența Domnului, ei vor sta lângă Dumnezeu. De asemenea, să fim oamenii aceia și oamenii aceia care chemă și pe alții să se implice, să citească cuvântul, să se roage, să se apropie de Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. John Wesley la un moment dat a zis în felul următor: "Domnule, e bine. Ei erau la Oxford, era un geniu John Wesley. Și zice, eu sunt omul unei singure cărți. Măcar că a fost o enciclopedie, zice, eu sunt omul unei singure cărți a Scripturii. Și la un moment dat, împreună cu fratisul și împreună cu încă câțiva, ori făcut clubul Sfințenii de la Oxford. Și o zi în felul următor, noi citim Scriptura și o studiem metodic. Și o studiem și vrem să o înțelegem. Și apoi, nu doar că ne facem capul mare, măcar că suntem la Oxford, noi încercăm tot ce citim într-un mod planificat să aplicăm în viață. Și așa au apărut mișcarea aceasta care pune foarte mare accent pe sfințenie. Două lucruri caracterizează metodismul lui John Wesley și anume, pe de o parte studiem foarte bine Scriptura, da? În grupuri mici studiem Scriptura și apoi predicăm în evangelizări de zeci de mii de oameni și predicăm extraordinar de mult Evanghelia și în același timp tot ce citim, tot ce învățăm, căutăm să punem în viață. Pentru ca nu cumva după aceea, știi cum e, dacă nu aplici în viață, nu sunt chestii practice pe o ureche, ți intră pe cealaltă țese. Ce este ucenicia până la urmă, în al doilea rând? Învățarea poruncilor lui Isus în situațiile concrete ale vieții. Hai la grupele mele și învață cuvântul Domnului, roagă-te împreună cu noi. Hai la studiu biblic, hai la biserică să înveți cuvântul lui Dumnezeu. Discută, pune întrebări. Uite, am chestiunea aceasta, cum să o putem rezolva? Cum o putem înțelege? Și Dumnezeu, pe toți împreună, ne va lumina și Dumnezeu ne va călăuzi. Să ne ajute Domnul acesta. Ce este ucenicia până la urmă? În primul rând, un angajament total față de Dumnezeu exprimată în apa botezului. În al doilea rând, învățarea poruncilor lui Isus în situațiile concrete ale vieții. 3. creșterea spirituală prin dezvoltarea relațiilor vitale în mântuire. Creșterea spirituală prin dezvoltarea relațiilor vitale în mântuire. Zice, și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Nu există mai mare mângâiere decât să știi că Domnul este cu tine până la final. Și când îți merge bine, și când îți merge rău, Domnul este cu tine. Dar acum este ceva interesant. Niciodată Domnul nu este cu noi dacă noi nu vrem să fim cu El. Hristos este diferit. Spune cartea Apocalipsa 3 cu 20, Iisus stă de vorbă cu o biserică și spune felul următor. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Hristos, măcar că este Domn, măcar că este Dumnezeu, măcar că este absolut totul, Hristos niciodată nu forțează nota. Ca să fie Hristos cu tine, trebuie să vrei și tu lucrul acesta. Cine îmi deschide, voi intra la El, voi cina cu El și El cu mine. Creșterea spirituală se dezvoltă prin relații, prin relația cu Dumnezeu, prin relația cu Isus Hristos. E foarte important să-i deschizi lui Hristos, Spune Scriptura în fapte, capitolul 2, că în ziua cinzecimii, Petru predică Evanghelia. Se pocăiesc, se convertesc 3000 de suflete. Și în data după aceea, ei care primesc mandatul de a face ucenici, spune Scriptura că în fiecare zi stătea cu ei să le predice învățătura apostolică învățătura despre faptele și minunile lui Hristos, despre cuvintele lui Hristos. Apoi oamenii aceștia nu doar că primeau învățătura apostolică, spune versetul 42 din fapte 2, oamenii aceștia stăruiau în legătura frățească. După ce stăruiau în învățătura apostolilor, da, linia de gândire a apostolilor, să stea în unitate cu Hristos ca și învățătură, oamenii aceștia fac următorul pas în legătura frățească având o direcție teologică corectă în viață, știind ce cred, știind în cine se încred, au relații bune cu frații, se înțeleg unii cu ceilalți, dezvoltă relații armonioase între ei. Având o gândire corectă, având relații frumoase între ei, oamenii aceștia pot să mai facă un lucru fără de care nu se poate, dar nu poți să te apropii de frângerea pâinii dacă nu ai învățătura apostolilor și dacă nu ai relații armonioase cu ceilalți din biserică. Ordinea aceasta nu este întâmplătoare. Ordinea aceasta este ordinea corectă în apropierea ta de Dumnezeu. Prima dată o învățătură corectă. După aceea, pe baza învățăturii relații frumoase, legătura frățească. Legătura frățească în faptele apostolilor, ascultați-mă ce vă spun, este dată de următoarele aspecte. Pe de o parte, participarea regulată întotdeauna la templu, la slujbe, ca să fim împreună la rugăciune și la cuvânt. Pe de altă parte, împasă pasă de celălalt. Adică, domne, avem o situație financiară bună, dar altul nu are ce să mănânce. Îl ajutăm. Unul este într-o situație delicată, nu stăm indiferent, ne implicăm în viața lui, ne pasă unora de ceilalți, ne ajutăm, ne rugăm unii pe ceilalți, ne sprijinim. Asta înseamnă legătura frățească, da? Ne place să ne adunăm împreună, ne face plăcere, ce cel mai frumos să fim împreună, ne face mare drag să ne vedem unii pe ceilalți, să ne rugăm, să ascultăm cuvântul împreună și apoi ne ajutăm unii pe ceilalți. Domne, am o problemă spirituală, mă rog pentru tine. Am o problemă în viața de fiecare zi, mă rog pentru tine. Uite, am nevoie de ajutorul tău în viața mea, în familia mea, în munca mea, ne ajutăm unii pe ceilalți. Asta înseamnă legătura frățească. La biserica din Poin, unde mai păstoresc, am câțiva apicultori au o miere foarte bună, apropo, dar la un moment dat, așa, citind despre albine, ce am găsit eu despre albine? Se spune că albinele, deja când sunt 7-8 grade pe plus, au probleme dacă sunt de unele singure, așa, și zboară prin natură, la 7-8 grade. Și totuși rezistă la minus 30 de grade, unii se duc până spre minus 50 de grade, știți când? Când sunt toate împreună. Când îi frig, în stupii cam cu un grad, două mai mult decât e afară. Când îi frig foarte tare afară, știți ce fac albinele? Se apropie una de cealaltă, fac ele ce fac pe acolo și se încălzesc. Și toate împreună nu mor. Domne, la 7-8 grade au probleme de una singură, da? Dar dacă sunt toate împreună, da? Sau sunt un gemotoc așa de albine acolo, toate se apropie una de cealaltă, se încălzesc, rezistă la minus 30, unii zic chiar minus 50 de grade. Știți ce spune aceasta? De unii singuri ne oferim spiritual. Am crescut în biserică, ascultați-mă ce vă spun. Am crescut în biserică. Am văzut oamenii. Oamenii care se lasă pe tânjale cu rugăciunea, se lasă pe tânjale cu scriptura. Oamenii ce evită prezența lui Dumnezeu, exact ca în fapte, da? exact ca și în cartea Geneza. Ne găsim tot felul de uh, scuze pentru noi înșine. Că da, nu avem noi treabă cu ceilalți în mod special. Noi, bă, uite, nu mă pot ruga din cauza. De ce? mă nerva prunci, mă nerva soțul, mă nerva nevasta, am stres și am eu nu mă pot ruga. Și nu te rogi acum, nu te rogi mai târziu. Și încet, încet, te îndepărtezi de Domnul, te răcești spiritual. Că răcirea spirituală nu e peste noapte. Am crescut în biserică, am văzut oameni care au ars pentru Domnul. Câțiva ani de zile nu am mai fost nicăieri. Ce s-a întâmplat? Nu tu rugăciune, nu tu Biblie. Că nu mai pui prioritare în viața ta lucrurile spirituale, ascultă-mă. Nici biserica nu mai e prioritară pentru tine. Și lași biserica pe un loc secundar. Și încet, încet te îndepărtezi de Domnul. Și ca să poți să, să trăiești cu tine însuți, cu tine însuți, ai nevoie și de argumente raționale. Ca așa e omul în general. Omul ca să nu nebunească are nevoie să justifice deciziile și începe să raționalizeze diferite chestiuni. Știi ce se întâmplă după aceea? Mai puțină rugăciune, mai puțin post, mai puțină spiritualitate. Până ne uităm la noi și zicem, mă, dar ce mă ce s-a întâmplat. Suntem ca tânărul acela pierdut în casă. Venea, venea, era cu tata la masă, dar inima lui era departe de inima tatălui. Știți de ce? Pentru că dacă nu stai aproape de inima tatălui, de inima lui Dumnezeu, te pierzi spiritual. E foarte important să dezvoltăm relațiile frățești, pentru că, ascultați-mă, împreună suntem tari spiritual. Împreună putem face mult mai multe decât de unii singuri. Împreună ne putem ruga, putem să ne sfătuim unii pe alții, putem aduce oameni la Domnul. Împreună putem să fim o forță în poș în rugăciune, să lucreze Dumnezeu. De unul singur te pierzi spiritual. De unul singur te pierzi spiritual. Legătura frățească este foarte importantă. M-am uitat în istoria teologiei, sunt preocupat și pasionat de teologie. Toți oamenii care în timp ce făceau teologie rămâneau la învonul bisericii, greșelile teologii erau minore. Toți oamenii care au renunțat la învon la pentru catedră, și aici pot să mă duc la diferiți teologi, toți au început să vadă tot mai puțin important părtășia cu Domnul. Paul Tillich spunea la un moment dat, care a fost pastor luteran, spunea, nici nu mă mai rog, doar stau în meditație. Când venim la adunare, ne rugăm, ne apropiem de Dumnezeu, ne umplem de Duhul Sfânt și primim încurajare să mergem mai departe. Stăruiește relația frățească. Încă ceva, e așa de important grupele acestea mici să vii să stai de vorbă cu celălalt. Auzi, poate ai, ai un cuvânt de încurajare pentru el. Să a dat Dumnezeu un dar dovnicesc, nu le-a dat numai unui pastor sau unor slujitori. Dumnezeu a împărțit darul Duhului Sfânt bisericii. Și darul tău poate o fi binecuvântare pentru celălalt. Încurajează-l, motivează-l, roagă te pentru el. Fii omul acela care se spese de cel de lângă tine. Stăruiește relațiile fratești Mai sună pentru un frate, pentru o soră, vezi ce face cu mâini. Dar pentru ce mai sună? Dar așa să văd ce faci cu mine. pentru ce aș putea să mă rog pentru tine? Noi sunăm în general când suntem într-o situație delicată. Dar hai să ne facem obiceiul să ne căutăm unii pe ceilalți, să ne încurajăm unii pe ceilalți. Încă un lucru, după ce zice că o stăruit în învățătură, după ce zic că o stăruit în relațiile frățești, sunt pregătiți să facă următorul pas, să stea la frângerea pâinii. Frângerea pâinii este o expresie în faptele apostolilor care desemnează cina Domnului. Ca să poți să te împărtășești spre viață, spre mântuire, trebuie să ai o linie de gândire biblică, învățător apostolilor, trebuie să ai relații bune. Dar m-a enervat nevastă, m-a enervat bărbatul, trebuie să ne pocăim, mai fraților. Trebuie să ne corectăm, trebuie să ne punem viața în și Dumnezeu ne ajută la aceasta. E nevoie să participăm la Cina Domnului pentru că atunci când luăm pâinea care reprezintă trupul lui Hristos și luăm mustul care reprezintă sângele lui Hristos, primim viața din viața lui Dumnezeu. Și încă ceva, e nevoie dacă vrem să creștem spiritual, da? Relația noastră cu Domnul, pentru că totul se învârte în jurul relației cu Domnul și relației cu frații și din adunare. E nevoie de rugăciune. Aș vrea la această dimineață să te uiți la rugăciunea ta, la viața ta de rugăciune. Zice că după ce au avut învățătura bună, după ce au avut relațiile bune, s-au putut împărtăși. Și după ce te împărtășești, ce faci? Te rogi. Rugăciunea înseamnă că eu îi vorbesc lui Dumnezeu. Totul pornește de la comunicarea lui Dumnezeu, care îmi, re... care îmi rezolvă relațiile să fie armonioase. După aceea mi se dăruiește în trupul și sângele lui ca să trăiască prin mine. Și totul conclude în rugăciune. Rugăciunea este vorbirea mea către Dumnezeu. Cât te rogi în fiecare zi? Știți de ce de multe ori nu avem putere în rugăciunea noastră în biserică? ascultați mă pentru că nu ne rugăm acasă. Tu n-ai spus, eu am spus-o uneori, ba, atâtea să de fug, că nu pot să stau să mă rog nu știu cât. Martin Luther spunea într-o zi în felul următor și și-a luat obiceiul acesta. Astăzi am atâtea lucruri de făcut, atâtea probleme de rezolvat, atâtea urgențe de soluționat, încât nu se poate să-mi încep ziua fără trei ore de rugăciune. Acum să pui pe unul să se roage un ceas poate e pediapsă. Dar ce frumos ar fi să înțelegem că rugăciunea este un lucru așa de frumos, stai de vorbă cu Domnul. Și apoi vii tu cu toate necazurile tale și te-ai slavă și mulțumire. Și te rogi pentru soțul tău, pentru soția ta, pentru copii, pentru biserică. Doamne, câte am avea să spunem în rugăciune. Luther spunea, am atâtea de făcut că trebuie să încep neapărat cu trei ceasuri de rugăciune. Vrei în această zi să spui, Doamne, știi ceva? Vreau să încep fiecare zi cu rugăciune. Vreau, Doamne, să mă rog cu soția mea, cu soțul meu. Cât e probleme am rezolvat noi în familie dacă... Ne-am mai rugat câte o să familie. Uite-te să vezi, stăm în ceas, două să soluționăm problemele. Ce ai vrut tu să zici? Ce am vrut eu să zic? Ce -ai, ce ai înțeles tu ce am zis eu? Și dacă ne-am rugat mai mult, am fi mai dovnicești. Cred din toată inima că răspunsul la cele mai multe probleme, ca să nu fiu niciodată, uh, nu știu, excesiv în ceea ce spun, este pocăința. Dacă noi ne rugăm, ascultați-mă, Dumnezeu rezolvă lucrurile, Dumnezeu soluționează, Dumnezeu dă har. Rugăciunea este foarte importantă, fă timp să te rogi. Dacă vrei să dezvolți această ucenicie pe care ți-a dat-o Domnul, în care a intrat prin botezul în apă la o vârstă matură, dragul meu, e nevoie să crești spiritual și crești spiritual ocupându-te, punând accent pe relațiile cu adevărat vitale pentru mântuirea ta. Relația cu Domnul, fi omul acela care îi scripturile lui Hristos. Fii omul acela care cauți în fiecare lună să vii la masa lui Hristos. Fii omul acela care îți faci timp de rugăciune. Atâta cât poți, dar roagă te Nu-ți găsi scuze, că toți ne putem găsi scuze, nu ne rugăm. Hai să ne rugăm. Și fii omul acela să fim oamenii cei care să ne înțelegem bine cu ceilalți, să căutăm să ne rezolvăm problemele. Conflictele apar, problemele apar, dar e foarte important să căutăm să le rezolvăm. Ce este ucenicia până la urmă? 1. un angajament față de Dumnezeu exprimat în apa botezului. Doi, învățarea poruncelor lui Isus în situațiile concrete ale vieții. 3. Creșterea spirituală prin dezvoltarea relațiilor vitale în mântuire. Să ne ajute Domnul să fim ucenici puternici. Și vreau să închei menționându-l pe un om pe nume Ignatie. Ignatie a fost un ucenic al lui Hristos. Și atât de mult s-a semănat cu Domnul rugându-se, postind, mergând la biserică, slujind lui Dumnezeu, dăruind, făcând bine, încă la un moment dat contemporanii lui au spus Ignatie, teoforul. Teoforul înseamnă purtător de Dumnezeu. De fapt, care este scopul uceniciei? Din oameni care ne-am întors la Domnul prin convertire, să devenim purtători de Dumnezeu. Și când tu ești purtător de Dumnezeu la tine acasă, la serviciu, pe stradă, între vecinii tăi, vei aduce oameni la Domnul. Pentru că nu se poate lumina care este pusă pe un munte să rămână nevăzută. Mă rog să ne ajute Domnul să fim purtători de Dumnezeu. Vă invit să vă ridicați în picioare și aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu. Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu și aș vrea să-i spune, Doamne, te rog să binecuvântezi grupele mici de rugăciune, de studiu biblic, de încurajare și dacă încă nu participi la un astfel de, de grup, te încurajez să participi. De asemenea, să ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze slujbele și întâlnirile de studiu biblic. Să ne vorbească Dumnezeu în adunare. Și să ne conteze Domnul părtășia de acasă în familie. Să ne rugăm, să citim Biblia împreună. Și aș vrea să ne rugăm domnule, fiecare dintre noi, Doamne, dacă mai este ceva firesc în mine, și eu cred că toți avem ceva firesc în noi, dă-ne putere să ne pocăim. Și în această zi, umple-ne Tu de prezența Ta, ca să fim și noi purtători de, de al Tău, purtători de prezența Ta, Doamne, în familie, în biserică, în societate. Fă-ne Tu ucenici puternici ai Tăi, ucenici de care Tu să fii încântat.